Bună seara, sunt Sorina Obrenșa și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Partidul Democrat cheamă PSRM-ul să formeze împreună majoritatea în Parlament. Deși până acum spuneau ferm că nu se aliază cu democrații, astăzi socialiștii anunță că se mai gândesc. Papa Francisc a ajuns în România. Klaus Iohannis l-a întâlnit pe suveran la aeroport cu miere, brânză și vin românesc. Peștele de la Valea Morilor a murit pentru că în lac este aruncată apă menajeră. Este concluzia făcută de Agenția Apele Moldovei, care susține că nu știe cine este vinovat. După ce a lipsit 2 luni din spațiul public, timp în care s-a vehiculat că ar fi fost la spital, Vlad Plahotniuc și-a făcut astăzi apariția. Sunt eu. Sunt bine mersi, mai în formă decât oricând. Vine curând o perioadă în care o să ne vedem mult mai des. După ce a stat 2 luni în afara negocierilor publice, astăzi PD-ul anunță că vrea să creeze o majoritate parlamentară cu PSRM. Democrații susțin că sunt gata să le cedeze socialiștilor funcția de președinte al Parlamentului, dar nu precizează nimic despre cea de premier. Cei din PSRM, care până nu demult declarau ferm că nu vor face alianțe cu PD, spun astăzi că trebuie să se mai gândească. Transmiterea astăzi a unei invitații către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru a avea o primă discuție, ca să vedem dacă putem găsi o formulă de colaborare parlamentară, atâta timp cât ambele părți dau dovadă de flexibilitate și de dorința de a găsi compromisul. Decizia ar fi fost luată astăzi, susține purtătorul de cuvânt al democraților. Am așteptat aproape până la ultimul sau termenul limite în care se poate forma noul guvern, pentru ca partidele parlamentare să dea dovadă de maturitate. Vitalie Gămurar spune că democrații sunt gata să renunțe la funcția de speaker al Parlamentului în favoarea socialiștilor. Nu a precizat însă nimic despre cea de premier. În cadrul discuțiilor vor fi abordate și propunerile anunțate deja public de Partidul Socialiștilor. Unele dintre ele sunt realizabile, trebuie să recunoaștem, inclusiv votarea unui speaker din partea dumnealor. Așa cum obișnuiește să facă șeful său, Vitalie Gămurar a părăsit sala fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. De cealaltă parte, socialiștii spun că se vor întruni ca să iau o decizie. Orice decizie de ordin tactic sau strategic este luată de Consiliul Republican. Consiliul Republican urma să se întrunească săptămâna viitoare. Deja ce o să discutăm acolo, poziția până când o știți, ea este publică. Alegeri anticipate sau blocul. Păi anterior ați menționat acest lucru la Consiliul Republican, partidul a fost luată această decizie. Acum s-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat până când nimic. În cazul în care o să fie propunerea ca domnul Plahotniuc să fie premier, o să acceptați? Nu se discută acest subiect și nu s-a discutat. O să acceptați? Natalia, te rog mult. Și dacă socialiștii au fost invitați la negocieri, reprezentanții blocului acum au fost criticați. Au dovedit deocamdată că sunt doar turiști în politica Republicii Moldova. Au dovedit că trăiesc într-o lume paralelă cu realitatea cetățenilor Republicii Moldova. Au rămas acolo unde au început politica, pe rețele de socializare sau mai concret pe Facebook. Partidul Democrat în frunte cu Plahotniuc a dus țara până la brânci. Țara capturată, absolut izolată. Iată, aici au făcut politică. Președintele Igor Dodon, care se declară și lider neformal al PSRM, nu a venit deocamdată cu un comentariu privind invitația democraților. Șeful statului nu a revenit încă în țară, spun cei de la președinție. Deși Curtea Constituțională nu i-a răspuns lui Igor Dodon, care este termenul limită pentru a fi creată o majoritate parlamentară, legea prevede că Parlamentul trebuie să devină funcțional în termen de o săptămână. În caz contrar, vom avea alegeri anticipate. Așadar, săptămâna viitoare ar putea fi una decisivă. Atunci, la Chișinău sunt așteptați oficial din Rusia, SUA și Uniunea Europeană. Și deși nu a anunțat scopul vizitei, unii politicieni spun că aceștia ar urma să discute despre soarta legislativului din Moldova. Natalia Ghețu, Pro TV. Plângând de necaz, sătenii din Bocioi au început să-și repare acoperișurile ciuruite de grindina de ieri. Bucățile de gheață au fost cât nu ca de mari, spun oamenii care s-au pomenit și cu recolta strivită de pătura albă care s-a așternut. Cum se descurcă sătenii din alte raioane afectate de ploi, vă spunem imediat.
Peștii din lacul de la Valea Murilor au murit din cauza apei menajere care este aruncată în Iază. La această concluzie au ajuns specialiștii de la Agenția Apele Moldovei, care au făcut un șir de analize pentru a stabili cât de poluat este lacul. Ei spun că nu au stabilit cine contaminează apa. După ce săptămâna trecută internauții au surprins imagini cu pești morți atât în apa lacului din parcul Valea Morilor, cât și pe plajă, specialiștii de la Agenția Apelor Moldovei au mers acolo pentru a preleva probe. Primele rezultate ale analizelor au arătat că apa din lac este poluată constant, lucru care duce la dereglarea ecosistemului și la moartea peștilor. Consumul chimic de oxigen în jur de 45 se atribuie clase de calitate 3. Poluată moderat. Poluarea vine din afară, cred specialiștii. Potrivit lor, în lac se revarsă ape menajere, de unde însă nu se știe. Iazul Valea Morilor, adică apa este verde. Este procesul de eutrofizare și în principiu ele se hrănesc pentru creșterea dezvoltarea lor, adică fosfor și azotul. Fosforul și azotul se ia din apele uzate, menajere. Totuși, aceste rezultate sunt preliminare. Cele finale urmând să fie anunțate după efectuarea unor analize mai complexe. După ce pe rețelele de socializare au apărut imaginele cu pești morți, iar în nesipul de pe malurile lacurilor din capital au fost găsite ouă de helmenți și alte bacterii, autoritățile municipale au anunțat că intenționează să cumpere filtre și utilaje de curățare a apei, dar și a plajelor. O mare parte din taximetriștii din capitală nu au în automobile lucruri elementare, trusă medicală sau extintoare. Mai mulți șoferi de taxi au fost prinși astăzi pe picior greșit și amendați de oamenii legii pentru asta. Nu, eu tot ce știu și unde tot bău. A, вот где? На базе? Ziua de azi a început cu ghinion pentru Alexei Procopenco. Nu a reușit bine să iasă din casă, că s-a ales cu amendă. Mașina era la remont, iar tam часто все уходит. Поедем разбираться, где огнетушитель. Spune că de când muncește taximetrist, se întâmplă pentru prima oară să fie somat de polițiști. Va plăti 200 de lei pentru că îi lipsește extintorul. Nu e unicul care a scos bani din buzunar. Заплатили штраф, едем дальше, что делать? Pentru ce ați plătit amendă? Путевка просрочена. Și cât v-a costat? Один день. Astăzi, oamenii legii au verificat actele și echipamentul mașinilor de taxi. Pentru mulți, procedura a fost doar o formalitate. Dacă tot e în regulă, tot e normal. Primul lucrez, dar așteaptă până la 11. În fiecare zi aproape. Vestea despre verificări s-a răspândit repede printre taximetriști care și-au trimis unul altuia mesaje. În text era scris că oamenii legii vor atrage atenția și la prezența scaunelor pentru copii în vehicule, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Mă grăbesc să stau cu copii. Dar de ce nu aveți scaun pentru copii? Polițiștii spun că fac verificări de mai multe zile. Cel mai dese încălcări sunt nerespectarea normelor tehnice, vehiculele care au fost reutilate fără permisiunea de rigoare, anvelopele care nu corespund stării tehnice. Doar astăzi, în capital au fost întocmite 19 procese verbale taximetriștilor prinși pe picior greșit. După ce acum două luni a dispărut din vizorul public, Vlad Plahotniuc a ieșit astăzi în fața jurnaliștilor ca să anunțe că este bine mersi. Nu a spus însă ce a făcut în tot acest timp, dar a anunțat că de acum încolo va fi văzut mai des, fără să explice la ce se referă. Liderul PD s-a adresat oponenților politici, sugerându-le să nu-și facă mari planuri de viitor. Vlad Plahotniuc a apărut azi la tribuna partidului pe care îl conduce. A ținut o pauză de câteva clipe pentru ca ulterior să spună: gata? Sunt eu. Eu am venit în primul rând să vă văd, să vă salut, dar să mă vedeți și voi pe mine. Deși și-a anunțat revenirea, liderul PD nu a spus de ce a dispărut timp de mai bine de două luni din vizorul public. Și pentru că în această perioadă s-a vehiculat că acesta ar fi avut probleme de sănătate, ba chiar a fost internat în spital, Plahotniuc a făcut o precizare. Sunt bine, mersi, mai în formă decât oricând. Vine curând o perioadă în care o să ne vedem mult mai des și o să comunicăm. Iar apoi s-a adresat către colegii de pe arena politică. Acelor politicieni care supraexcitați, supraexaltați în grupulețe, vreau să le transmit următoarele. Nu vă prea agitați, nu vă faceți planuri prea mari sau poate deloc,
pentru că nu vă lăs eu de capul vostru. O să am eu grijă voastră. După ce și-a încheiat discursul, Plahotniuc a plecat fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. La revedere! Liderul PPD, Andrei Năstase, a comentat apariția liderului PD pe Facebook. Plahotniuc, am văzut cu toții că astăzi ai aruncat încă o mănușă a persecuțiilor, a amenințărilor și răfuielii cu cei care nu vor să aibă nicio relație cu tine, se arată mesajul lui Năstase. Este un limbaj suburban, pe locuri banditiesc, de aia nu avem ce să comentăm. Iar socialiștii ne-au spus că nu vor să comenteze. Ultima dată, Vlad Plahotniuc a apărut în fața presei la începutul lunii aprilie, la reședința de stat, când au avut loc discuții privind crearea unei majorități parlamentare, la inițiativa șefului statului, Igor Dodon. Ce calități ar trebui să aibă viitorul prim-ministru? După jurnal, urmăriți emisiunea În profunzime. Lorena Boxa se află deja în studio și ne spune cu cine discută astăzi. Lorena, bună seara! Bună seara, astăzi ne vedem cu liderul PAS, Maia Sandu. Discutăm despre invitația făcută socialiștilor de către democrați și anume aceea de a negocia viitoarea coaliție de guvernare, dar și despre vizitele oficialilor americani, ruși și europeni care sunt așteptați săptămâna viitoare la Chișinău. Ne vedem aici imediat după jurnal, rămâneți cu noi! Lorena, mulțumesc! Momente emoționante, dar și amuzante au fost surprinse în timpul vizitei lui Papa Francisc în România. Bună ziua! Bună ziua! Să Suveranul a fost întâmpinat cu onoruri militare și s-a adresat soldaților în limba română. Vă arătăm cum a decurs totul în câteva minute la știri. Dacă în unele localități grindina a făcut prăpăd, în altele șuvoaiele formate de ploi au spălat tot ce le-a stat în cale. La Căușeni au fost inundate case și beciuri, iar la Glodeni mai multe drumuri au devenit impracticabile. În localitatea Alexeevca din Ungheni a fost nevoie de intervenția salvatorilor după ce nivelul apei din două iazuri a crescut, iar satul riscă să fie inundat. La Căușeni, ploaia care a durat 40 de minute a făcut prăpăd în majoritatea localităților. Șuvoaile au ajuns și în casele oamenilor. Până la genunchi era apă, nu se vede. Doamne ferește, de tare. Noi mai în deal avem noroc că este atacare de vară, este fricăs, leonecat, grădinile sunt necate. Ia că și frigiderul și seralcă și de apă. Era gard de, un gard de setcă. Era și casa asta inundată, arătați-vă, să-i mult, că ia, să-i doamne firește. Dar și în beciuri. Eu când văd că vine apa aici, se duce așa până la genunchi, se duce acolo în sărai, eu alergam păsările să le scăp puișorii. Când am venit aici, curgie, studiune, și când m-am uitat, prima scară era atâta apă. Bâncile este așa de atâtea, așa plutiu. Și la Glodeni șuvoaile au spălat tot ce le-a căzut în cale. Da, spun poptoi, nu în pământ, dar în moluză. Da. Ai uitat-vă aici, ce faci? La mine că, uitat-vă și eu și nu prășesc, dar așa, spășărească e moluză chiar. S-a ridicat pământul, ia uitați-vă la câți metri de la gard, până aici s-a ridicat tot pământul și tot mie, de pe trasă, de pe 300 de ani și pe trasă, vine tot la mine, tot năsipul, tot cheatra, mi-a adus și ea ca poftină. În garaj jumătate de metru m-a avut, e ca să vede tot ploua. La Alexeevca, Ungheni, peste 80 de salvatori și voluntari lucrează la fortificarea digurilor de pe lacurile din localitate pentru a o proteja de inundații. Meteorologii au emis astăzi încă un cod galben de vigilie, descărcări electrice, grindină și averse puternice. Avertizarea este valabilă până mâine. O femeie de 65 de ani a fost găsită moartă într-un bazin de la Mănăstirea Saharna, cunoscut de pelerini ca izvorul minunilor. Detalii are colega noastră, Natalia Ghețu. Natalia, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Se presupune că femeia a fost strangulată chiar de propriul său fiu și aruncat acolo. Totul s-a întâmplat în această după-amiază. Poliția spune că femeia în vârstă de 65 de ani, împreună cu fiul său de 28 de ani, au mers la mănăstire. Ulterior, bărbatul a fost văzut urcând singur într-un taxi. Nu este clar însă cine a găsit corpul neînsuflețit al victimei. Bărbatul a fost reținut de către oamenii legii, însă pentru că avea un comportament neadecvat, acesta a fost transportat la spitalul de psihiatrie pentru verificare. Atât la acest subiect. La revedere, Sorina!
Natalia, mulțumesc! Nu vor uita de serinci și pansamente, nici de ziua copilului. Vorbim despre micuții care vor sărbători mâine între pereții spitalelor. Ca să le aline durerea, medicii au pregătit tot felul de surprize. Astăzi, micii pacienți au avut parte de dansuri, muzică și daruri la spitalul numărul 1 din capitală. Paula are aproape 2 ani și din cauza unor convulsii este nevoită să facă tratamente periodice. Nu trece o lună fără ca ea să stea cel puțin o săptămână în spital. Fetița, spre exemplu, și aduce foarte bine aminte unde stă o fetiță Luminița și de fiecare dată cum intrăm pe ușa spitalului, aleargă la ea în salon. Holurile secțiilor medicale au devenit atât de familiare pentru unii copii, încât aceștia au reușit să-și facă prieteni și în spitale. Deci pe lângă prietenii din curte, prietenii da. De la grădiniță. Mai avem prieteni și în cadrul spitalului municipal numărul 1. Spre ziua de azi ne întâlnim cu micile care am stat în salon împreună. Ca să uite de perfuzii și pastile, medicii le-au pregătit micilor pacienți mai multe surprize pentru a marca ziua copiilor. La anul sper să nu ajungem în spital, dar cu mare plăcere aș participa la evenimente pentru 1 iunie. Au plecat acasă cu daruri și mămicile. Ce? Body. Мы лежим в больнице уже пятый раз и поступили, когда были в очень тяжелом состоянии. Слава Богу, за 7 месяцев мы уже ходим. Au sărbătorit și femeile care deocamdată nu-și poartă picii în brațe, ci sub inima. Când îți prognozează naștere? Poate mâine, poate azi. Tot pe aici, pe aproape. O zi călduroasă în suflet, e ziua lor și noi pentru ei trăim. Acum este total diferit față de ce aveam noi odată. Acum, nu știu, ne străduim pentru ei mai bine. O zi plină de surprize și distracții. Sărbătoarea a fost organizată mai devreme pentru că mâine e zi de weekend, ne-au explicat cei din administrație. La cele 5 etaje ale blocului pediatric de la Spitalul Municipal numărul 1 sunt internați aproape 85 de copii cu vârstele de până la 3 ani. O mare parte din ei își va petrece și mâine ziua aici, prin saloanele medicale. Ce gust are? De ciocolată, parcă e un pic arată ca Paula, dar e foarte gustoasă. Chiar dacă au avut parte de o zi deosebită, picii și mamele lor speră că la anul se sărbătorească departe de pereții spitalului. Anul viitor să fiți fiecare unde doriți în oraș să sărbătoriți copiii Ziua Internațională a Copiilor. Sănătate tuturor! Necăjită că se desparte de școală, o elevă din Bălți a izbucnit în lacrimi, iar la Liceul Academiei de Științe din capitală, chiotele de bucurie au răsunat odată cu zecile de clopoțele. Очень грустно, потому что очень люблю свою школу. Да все, очень люблю. Și părinții au fost emoționați, mai ales cei care știu că în curând copiii lor vor face parte din diasporă. Ce planuri au absolvenții? Credeți la știință. Papa Francisc a ajuns astăzi la București în prima sa vizită în România. Sanctitatea sa a fost întâmpinat la aeroport de președintele Klaus Iohannis și soția sa, după care însoțit de un cortegiu, a plecat la Palatul Cotroceni, unde a ținut un discurs. Sute de mii de oameni s-au adunat pentru a-l saluta pe suveranul pontif. Pe aeroportul Otopeni, Papa Francisc era așteptat astăzi de o mulțime de oameni. Suveranul pontif a fost întâmpinat pe covorul roșu la scara avionului de președintele României Klaus Iohannis și soția sa. O mare plăcere pentru noi să vă salutăm pe pământ românesc. Mulțumesc, soția mea Carmen. După urarea de bun venit a cuplului prezidențial, sanctitatea sa a primit un buchet de flori de la doi copii. Un moment special a fost acela în care Papa Francisc a sărutat crucea ortodoxă de la gâtul arhiepiscopului Nifon al Târgoviștei, ca un semn de reverență pentru religia majoritară a României. În drumul către salonul oficial al aeroportului, de o parte și de alta a covorului roșu, au stat sute de copii îmbrăcați în costume tradiționale, care au înveselit atmosfera, au cântat și au fluturat stegulețe. Pe margine au fost așezate mai multe banere cu mesaje de bun venit și citate din Sfânta Scriptură, inclusiv urarea binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.
De la aeroport, suveranul pontif a plecat spre Palatul Cotroceni, însoțit de un cortegiu. La palat, oaspetele de onoare a fost întâlnit de un grup de copii și tineri. Întrebat cum i s-a părut faptul că a stat atât de aproape de papa, unul dintre pici a avut o reacție haioasă. Apoi, suveranul pontif a salutat garda de onoare în limba română, fiind ajutat de președinte. Bună ziua! Bună ziua! Să trăim! Sono lieto di trovarmi nella vostra bella terra. A 20 anni della visita di San Giovanni Paolo II e mentre la Romania per la prima volta di quando è entrata a far parte dell'Unione Europea presiede in questo semestre il Consiglio Europeo. Santitatea voastră, într-o lume marcată de fenomene complexe, Europa are nevoie astăzi, poate mai mult decât oricând, de modele de conviețuire pașnică, de modele de dialog între majoritate și minorități, de dialog între culturi, care să ofere repere pentru consolidarea toleranței și a respectului reciproc. Ulterior, Papa Francisc a plecat spre Catedrala Mântuirii Neamului din București, unde a ținut un discurs și a rostit rugăciunea Tatăl nostru în latină. Pater noster, vie sinceris, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Prezentatoarea știrilor ProTV, Andreea Esca, a zburat în același avion cu suveranul pontif și spune că a fost impresionată de calmitatea și răbdarea emanată de papa. Foarte cald, foarte răbdător, adică nu avea acea senzație că e cineva care bifează. Trebuie să trec pe la fiecare, să dau mâna și să merg mai departe. Absolut deloc. Aveai senzația că are tot timpul din lume să vorbească cu tine. A făcut fotografii cu noi toți cei care, mă rog, ne-am dorit o fotografie cu papa. Vine către tine luminos, cu zâmbetul pe buze și are foarte mult umor. Vizita lui Papa Francisc în România va dura până duminică. Tragedie într-o familie din Ialoveni, un copil de 13 ani s-a stins după ce s-a împușcat mortal din arma tatălui său care este plecat peste hotare. Adolescentul a fost găsit de mama lui când era deja fără suflare. Poliția susține că băiatul ar fi găsit cheile de la seiful în care era arma și că s-ar fi împușcat din neatenție. Oamenii legii urmează să afle cum exact s-a întâmplat totul. Cu emoție și brațe pline de flori, elevii din capital au participat la tradiționalele care e de sfârșit de an și au intrat oficial în vacanță. Nu și absolvenții, pentru care greul cel mare abia începe. Aceștia au de înfruntat cele 4 probe de la bacalaureat, după care vor păși în lumea mare. Careurile clasice, care le dau dureri de picioare elevilor, au devenit istorie la Liceul Aristotel din capitală. An de an, acolo, sărbătoarea se dă în holul instituției, unde fiecare are câte un loc pe scaun. Cu toci pe cap și îmbrăcați în robe, cei 86 de absolvenți de la cel mai bun liceu din țară au spus adio școală. Avându-i la braț pe diriginții care i-au îndrumat timp de 3 ani, elevii și-au făcut intrarea sub aplauzele părinților. Împreună au depănat amintiri și și-au făcut planuri de viitor. Octavian, colegele ta la chimie și chitară au fost în țară și pe perioada acestor ani. Nicolae, tu ne dezvălui flacura frumoasă a manelelor. Iar ulterior și-au adunat laurii pentru cei 3 ani de muncă. Unii s-au întors acasă cu brațe de diplome pentru merite la învățătură sau locuri de frunte obținute la olimpiade. Acest tânăr s-a ales cu o medalie pentru implicare și mentorat. Trist, deoarece eu cam ultima zi când văd toți colegii împreună la un loc și e sfârșitul unui lung drum de 12 ani. Am venit de la sat, care n-am știut nimic despre Chișinău. Am venit, am cunoscut o mulțime de oameni, o mulțime de prieteni ne-am făcut. Familia Cojocare a venit la ultimul sunet al tincuției în formulă completă. Părinții, fratele mai mare, care era cel mai emoționat, și cei doi gemeni, Bogdan și Octavian, spun că sunt mândri de sora lor.
Îmi pare bine că pleacă la facultate, va reuși în toate. Noi credem în ea, pleacă în facultate în alt țară și o să-mi fie vedor. Parcă era în clasa 1 și acum e în clasa 12. Ne bucurăm de succesele fiicei noastre, o să pășească într-o altă etapă a vieții. Tincuța va merge din toamnă la studii peste hotare. Elvețienii și francezii o cuceresc cu oferte la universitățile lor, așa că absolventei nu-i rămâne decât să aleagă. Cum vezi revenirea acasă, poate? O mai vezi? Nu. În acest subiect sunt un pic sceptică, dar nu cred că o să revin. Pentru că nu prevez viitor. Un viitor frumos aici. Iar Laura și Valeria au legat o frumoasă prietenie pe băncile liceului. Prima oară mi-a tras atenția culoarea roșie a părului Valeriei. Am avut foarte mult în comun și am devenit prieteni foarte bune. În ochii părinților, dar și ai profesorilor, se citeau valuri de emoții. Aceștia regretă că o mare parte din copiilor vor deveni diaspora de mâine, în lipsa unui viitor sigur acasă. Pentru noi este ultimul sunet ca părinți și sunt puțin trist pentru că nu știu dacă eu vor rămâne aici, știți? Dar sunt foarte buni. Dacă aș trage o linie, mă mândresc foarte mult că pot spune la final, așa cum a spus maestrul din Maestru și Margareta, ești liber. Și dacă elevii claselor a 10-a și a 11-a își planifică vacanța, absolvenții nu se pot gândi la odihnă. Urmează examenele de bacalaureat, balul de absolvire și decizia cea mai importantă, alegerea universității. Balul de absolvire, l-ați pus la punct? Evident, până în ultimul detaliu. Rochia este? Nu. Se anunță o vară destul de încărcată. Avem examenele finale, bacalaureatul. Apoi urmează admiterea la facultate și respectiv acomodarea deja în locul unde vreau să studiez. În acest an, ultimul sunet a fost dat pentru aproape 42.000 de elevi, absolvenții claselor a 9-a și a 12-a. Ultimul clopoțel a răsunat astăzi în școlile din toată țara. Peste 330.000 de elevi s-au despărțit de profesori și colegi. Și dacă unii au plecat fericiți acasă cu gândul la vacanță, alții nu și-au putut stăpâni lacrimile fiind copleșiți de emoții. Очень грустно, потому что очень люблю свою школу. Да все, очень люблю. Cu șiroaie de lacrimi, această absolventă din Bălți și-a luat rămas bun de la școală. Spune că a trăit momente frumoase alături de colegi care i-au devenit prieteni, așa că a fost copleșită de emoții. Să școlă răstăvasă, действительно, очень грустно. Сначала ты жалуешься, что вот каникулы заканчиваются, вот снова возвращаться, но сейчас ты понимаешь, что это твой последний звонок, последняя линейка. Odată ce a sunat clopoțelul, curtea școlii a explodat în aplauze și scandările elevilor. Pentru că îi așteaptă o vacanță lungă, cei mai mulți s-au bucurat de moment și și-au împărțit îmbrățișări. Emoționați au fost și părinții care au venit să urmărească manifestația. Второй ряд ребенок наш уже преподает в данной школе, тоже выпускник данной школы. Клинкете de clopoței s-au auzit în toate localitățile țării. Anul a fost ca oricare an, foarte ușor, foarte plăcut. Acești elevi din Căușeni, de exemplu, spun că în timpul careului au fost doar cu gândul la vacanță și abia așteaptă să se bucure de zilele de odihnă. Să am o vară din neuitat și să mă reîntorc cu zâmbetul pe buze la 1 septembrie. Cu emoții au plecat acasă elevii care se vor întoarce la școală în curând pentru examene de bacalaureat. O leacă retrăim, dar sperăm toți să vă fie bine. E normal. E posibil de învățat dacă dorești. Femeile din poliție și-au demonstrat forța fizică dărând cu bărbații. Acestea s-au avântat într-o competiție de arm wrestling. Cele mai puternice polițiste, dar și colegiilor bărbați, au plecat acasă cu medalii. Rămâneți cu noi ca să vedeți cum arată campionii și campioanele în uniforme. După ploaia cu grindină de ieri, peste 500 de familii s-au pomenit cu acoperișurile caselor avariate, bucățele de gheață cât nu au pătruns în mai multe locuințe, găurind chiar și tavanul. Și de parcă nu ar fi de ajuns, furtuna a lăsat un adevărat dezastru în grădini și a pus la pământ toate culturile oamenilor din Băcioi. Ploaia am văzut, dar nu așa cu gheață mare, dar așa a fost mușcat mai mare decât nuca.
Această femeie din Băcioi se plânge că grindina care a căzut cu putere i-a distrus acoperișul casei. Bucățele mari de gheață au pătruns chiar și în interior, lăsând găuri în tavan. Înțelegi că și-a format tot la mine chic și podul în casă. Femeia locuiește în această căsuță împreună cu nepoții și copiii. Ca să nu-i plouă, oamenii i-au acoperit totul cu peliculă, iar acum se gândesc de unde să ia bani pentru reparație. De unde? Eu cu 800 de lei, pințe? Iar pe Andrei l-am găsit pe acoperișul locuinții sale, încercând să repare măcar temporar găurile. Cățeli, îi creiem până când o schimba altele, dacă să avem posibilitate. În ziua de azi, cu posibilitate foarte greu. În doar 20 de minute, ploaia cu grindina a avariat 500 de acoperișuri în Băcioi. Desperați, localnicii au mers la primar după ajutor. 100 de lesuri avem în picasă. Le avem toate sfârmate. Primarul spune însă că nu are bani suficienți. Dacă va fi necesar, să apelăm la instituțiile centrale. De nivel central, vorbesc de primărie generală, de guvern. Viitorile care au spălat tot ce au avut în cale au intrat în beciuri și locuințe. Furtuna a făcut prăpăd și în grădinele oamenilor. Nu necată grădinuțile și apă în beciu intrat. Și o e că acolo piepini, n-am nici piepini, nici bostănie, nici n-am. Ion Mireacre a rămas șocat când și-a văzut culturile. Dintr-un hectar de varză în care a investit 70.000 de lei, nu va reuși să recupereze aproape nimic. Adică distrus sunt totalmente, nu mai faci nimic cu ea. Așa nu poate să meargă la piață. Nu, nici de cum. Dacă un pic e crăpat, deja oamenii se uită straniu la ea și spun ce-i cu varză dată, că nu-i calitativă și nu-i cum trebuie să fie. Mai mult, au avut de suferit cartofii, dar și livada cu prune și piersici. Bărbatul a găsit toate fructele la pământ. Dar să vină cu o comisie să evalueze care sunt pagubile, măcar să nu să ne eschiveze de unele impozite, adică să ne scutească, pentru că chiar nu o să avem de unde să achităm impozitele pe care le cer ei. Și la Străstin, puhoaile au lăsat în numeroase grădini mormane de nămol. Șuvaiele puternice au inundat această grădină, iar culturile agricole au fost făcute una cu pământul. Gospodarii se plâng că vor trebui să planteze toate culturile din nou. Aici ne-am pus pieri, pătlăzic acolo, popșoi, fasole, nimic nu se vede. Sătenii spun că inundațiile ar fi fost cauzate de lipsa canalelor de scurgere. Uitează și baricade, noi facem când plouă, noi ședem aici în drum, că ne temem că ne lua acasă. Se vede că acolo, până la lemn, și la unii tapa s-o grămădit. Aici bine că a dovedit băietul și a venit la lucru și eu fac hot să duc în partea ceilalte. Aici apa era de jumătate de metru. Uitați-vă, mașină. Și localnicii de aici au mers la primărie în speranța că vor fi ajutați. Toată apa vine din dealul satului, scurge pe partea aia și din cauza că aici este îngust acest canal, scurge, el nu pur și simplu nu reușește ca să scurgă. Seriile care au avut loc, sigur că s-a nămolit și nu numai acolo este această problemă, noi avem mai multe. Primarul localității spune că a fost creată o comisie specială care evaluează pagubele. Încă un străin s-a ales cu pașaport moldovenesc pentru care a plătit cel puțin 100.000 de euro. Igor Dodon a semnat decretul, iar numele beneficiarului este secret conform legii. Legea cetățeniei contra cost a fost votată în vechea legislatură. Pașaportul de cetățean al Republicii Moldova a devenit atractiv după ce Uniunea Europeană a eliminat obligativitatea vizelor pentru moldoveni. Opoziția critică proiectul pentru că ar lăsa loc de evaziune fiscală și spălare de bani, lucru negat de Agenția pentru Investiții, care susține că aplicanții trec prin 4 filtre de verificare. Capitanul croazierei care a lovit pe Dunăre o navă cu 33 de sud-coreeni la bord a fost arestat aseară. Ucrainanul de 64 de ani a fost acuzat de neglijență în traficul pe apă. Între timp, presa străină a publicat noi detalii despre tragedia soldată cu 7 morți. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care embarcațiunea cu turiști sud-coreeni este lovită de un vas mai mare. Ploua torențial, iar nivelul apei în Dunăre era ridicat. În doar câteva clipe, nava de mici dimensiuni a fost trasă de curenții fluviului. Doar 7 supraviețuitori au fost găsiți până acum, la peste un kilometru distanță de locul accidentului. Jelenleg folyik a honvédség által egy ponton kiépítése a hajóroncs közelébe. Erről tudnak majd a búvárok lemerülni a Dunába, és megállapítani azt,
hogy milyen állapotban van maga a hajóroncs. Un moldovean care se află în zona unde s-a produs accidentul ne-a povestit că nicio navă nu mai trece pe Dunăre. La moment mă află pe podul lângă care s-a petrecut naufragiu. Vedeți salvatorii care încă mai caută persoanele date dispărute. Pe Dunăre nu circulă nicio croazieră, nici ziua, nici noaptea. Capitanul navei de croazieră care a lovit embarcațiunea scufundată a fost reținut aseară. Este vorba de un ucrainean în vârstă de 64 de ani, originar din Odessa. El este învinuit de neglijență în traficul pe apă. Totul s-a întâmplat miercuri, în timp ce la bordul vasului se aflau 33 de sudcoreieni și 2 membri ai echipajului de naționalitate maghiară. Epava unei nave scufundate cu peste 150 de ani în urmă a fost descoperită din întâmplare, în timp ce o sondă subacvatică era testată în Golful Mexic. Fără echipaj și pilotată de la distanță, sonda a înregistrat imagini cu resturile corăbiei. Potrivit experților, aceasta a fost construită în jurul anului 1850. Embarcațiunea ar fi luat foc înainte de a se scufunda, deoarece o mare parte din structura ei a dispărut complet, spun specialiștii. Partea de sub linia de plutire a rezistat, însă flăcărilor, deoarece era căptușită cu foi de cupru. Din același motiv, pe epavă nu s-au instalat vietăți marine. Și-au încordat bicep și și-au dat dovadă de pregătire fizică de invidiat. Polițiștii din toate colțurile țării s-au întâlnit la campionatul de arm wrestling și au antrenat mușchii luni la rând pentru a-și învinge adversarii, iar cei mai buni au plecat acasă cu diplome. Forță, concentrație maximă și tărie de caracter s-a putut citi în ochii polițiștilor, dar și pe corpurile lor bine sculptate. Deși până acum au muncit cot la cot, astăzi fiecare a vrut să demonstreze că are mușchi de oțel. Regulile jocului au fost simple. Nu luptați, nu luptați, nu luptați. Închitura aici, închitura, închitura. Priză de arbitru. Femeile nu s-au gândit nici pentru o clipă să rămână în urma bărbaților. Au dat dovadă de multă ambiție și au fost urmărite cu interes de spectatori. Una dintre curajoase este Victoria, care este pasionată de arte marțiale de 13 ani. Munca asiduă i-a adus rezultate. Astăzi i-a învins la categoria de 60 de kilograme, deși concurentele au fost pe măsură. Eu sunt pregătit permanent, sunt mereu cu succes. Mă bucur că am învins această luptă. Invit toate domnișoarele să participe la orice competiție. Urez multă baftă la colegilor mei. Dar nu întotdeauna mărimea mușchilor contează, a demonstrat-o Andrei Munteanu, care este campionul absolut de anul trecut și de data aceasta a venit la competiție și a reușit să-și uimească adversarii. Bărbatul este ofițer de investigație la Cantemir. Spune că nu prea are timp pentru antrenamente. Este o chestie și de la natură aici. Dacă așa îi dai de la natură, mai pui o lecție de efort și aici e succes. 200 de bărbați și 40 de femei s-au înregistrat la campionatul național al poliției la arm wrestling, care este organizat de IGP al doilea an consecutiv. Gheorghe Cavcaliuc i-a urmărit pe concurenți, dar nu a participat la competiție. Ne mândrim cu faptul că dezvoltăm și susținem sportul în cadrul poliției naționale, vom depune efort și vrem să câștige cel mai puternic. Cei mai buni au fost premiați cu medalii, cupe și diplome. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogza. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un weekend minunat.